Odată cu venirea toamnei și închiderea sezonului agricol, fructele și legumele s-au scumpit considerabil. În piața centrală din orașul Drochea, printre cele mai scumpe sunt castraveții, morcovii și cartofii. Nu prea sunt cumpărători pentru că, nu știu, poate lumea a achitat comunal și rămân fără bani. Am dat puțin cumpărători, dar am cumpărat care au avut de cumpărat până am. Ei, după cât cheltuieli, nu mai sunt prețurile convenabile, dar ce să facem? Suntem bucuroși, dar am și așa să vindem. Mă asibă cumpărători. De asemenea, s-au scumpit și ouăle în piața centrală din orașul Drochea. Ele se vând cu 22 de lei. 10 bucăți. Unii locuitori a orașului Drochea susțin că prețurile sunt cam usturătoare. Ține nesovmisime cu настоящей жизнью наших людей. Чересчур дорогие яйца в нашей стране почему-то. Куры, наверное, за евро купленные. Стоимость евро, стоимость яйца. И скуп, лефили с меч, ну, преднее жунди. Dacă eu de pildă m-am procurat niște astea strimăgeante la băiet și 500 de lei, dar n-am la și multe. Prețurile sunt separate la toate produsele. Și la citrici. În schimb, s-au ieftinit fructele exotice. Un kilogram de lămâie costă în medie 40 de lei, iar prețul unui kilogram de portocale ajunge la aproximativ 35 de lei.